Dragii mei ascultători, s-ar prea putea ca în viața familiei dumneavoastră să fie apărut o situație nefavorabilă, un context extrem de dificil care este legat de copiii dumneavoastră. Din norul de martori se ridică în picioare Amram și de mână cu el este soția lui Iochebed. Ei îți strigă cu toată puterea și te fac foarte atent și îți spun, nu-ți pierde inima, crede. Am trăit într-o epocă istorică foarte dificilă, într-un imperiu extrem de îndepărtat de Dumnezeu, în Egipt, și acolo nu aveam nimic care să fie favorabil pentru copiii noștri. S-au dat tot felul de legi care aveau să aducă interdicție asupra nașterilor care erau din familie ebraice. S-a spus foarte clar că dacă se naște într-o familie de evrei un băiat, el trebuie să fie luat și aruncat în râu. El n-are voie să trăiască. Iochebed spune, am avut harul să fiu însărcinată și să nasc un băiețel. M-am uitat la el și l-am văzut foarte frumos. N-am știut ce avea de gând Dumnezeu să deruleze în istorie prin ființa lui, dar l-am ascuns 3 luni, am avut multe emoții. De fiecare dată când se deschidea ușa casei mele, aveam emoție că s-ar putea să fie poliția, să fie cineva de la jandarmerie, cineva care să fie trimis de la protecția copiilor. Și 3 luni de zile am fost foarte atentă. N-am știut ce să mai fac, dar toate acestea le-am ținut cu toată inima și cu toată credincioșia. Prin credință l-am ascuns pe băiețelul meu, pe care fica lui Faraon, a împăratului, avea să-l numească scos din ape, adică Moise. L-am ascuns pentru că am crezut că Dumnezeul meu e viu. Am crezut că împotriva tuturor legilor care s-au dat împotriva copiilor mei, eu trebuie să mă tem de Domnul, eu trebuie să-mi protejez copiii, eu trebuie să mă țin cu ambele mâini de planul lui Dumnezeu. Și am fost foarte bucuroasă când am văzut că a crescut, dar mai mult decât asta, Dumnezeu mi-a răsplătit că am fost prima mămică care am primit indemnizație și am primit maternitate. Am fost plătită pentru ca să-mi alăptez propriul meu copil. Am crezut în Dumnezeu. Nu-ți pierde inima atunci când copiii tăi sunt atacați de tot felul de sisteme. Atunci când așa zisa protecție a copiilor vrea să-ți atace proprii tăi copii, încrede-te în Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să-l așezi într-o situație extrem de dură, cum Iochebed l-a așezat, și s-ar prea putea să ai emoții. Imaginați-vă cum mama aceasta a pregătit un sicriaș, l-a izolat cu smoală pe interior și pe exterior, a fost foarte atentă și a pus între trestii copilul ca să aibă minimum de siguranță. Dar copilul la un moment dat a început să plângă. Există un plâns care aduce izbăvirea, există niște lacrimi chiar ai copiilor tăi care pot să-i aducă pe oamenii care sunt pregătiți de Dumnezeu ca să-i salveze. Nu-ți pierde inima atunci când tot felul de bariere și tot felul de situații, tot felul de interdicții se ridică împotriva copiilor tăi. Amram și Iochebed, familia aceasta, strigă, nu vă pierdeți inima, dragi părinți. Dumnezeul care a purtat de grijă băiatului meu Moise vă va purta de grijă și dumneavoastră ca părinți și copiilor dumneavoastră. Nu-ți pierde inima, crede!